Loredana Dărescu avea doar 29 de ani și ca orice tânăr și-a dorit să aibă o seară de neuitat la un concert. Numai că distracția din Clubul Colectiv s-a transformat într-un coșmar. Bilanțul negru al tragediei a ajuns la 60 de victime. Printre acestea se numără și fata din Brăila, care a suferit arsuri pe 75% din suprafața corpului. Timp de o săptămână, medicii români de la Spitalul de Arș au încercat din răsputeri să o stabilizeze pe Loredana. Când starea i-a permis, tânăra a fost transportată la un spital din Germania, acolo unde și-a găsit și sfârșitul. Să ne rugăm bunului Dumnezeu și ea și toți ceilalți care au plecat în veșnicie, să le dea Dumnezeu un loc în împărăția sa. Noi trebuie să ne rugăm și pentru cei care încă mai sunt pe sub patul de suferință, ca Dumnezeu să-i întărească și să-i ridice din patul acolo și acolo unde sunt, fie că sunt în țară sau în străinătate. Dumnezeu să le dea sănătatea celora, iar pe Loredana Dumnezeu să o odihnească. Trupul Loredanei Dărescu a fost repatriat vineri și depus la Biserica Sfântul Dumitru, unde familia și prietenii au avut o ultimă ocazie să îi fie aproape. Înmormântarea fetei a avut loc duminică. În al preasfinția sa, preotul Casian Crăciun a oficiat slujba împreună cu un sobor de preoți.